Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii. Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu mai puțin și intrăm în direct la ProTV să-l distrugem din interior, pur și simplu, efectiv, mă, zice că suntem gepizi din vechiul imper roman. Ei au distrus. Da. Da? Da, ei. Cum cânta și un, era un vechi cântec în latină. Vremea e, ce nici nu se știe, gepizi, dans și veselie. Da. Așa, suntem aici cu Sergiu Floroaia, cu Mihai zis Gavril și Lăzvi zis Răzvan Exarhu. Și așteptăm să ne bage aici pe ProTV să-l distrugem din interior. Ia, cred că acum se întâmplă, ia să vedem. Zici? Oare? Să ridic eu calea? Da. Răzvan Exarhu și Sergiu Floroaia trec în revistă principalele știri cu români din această săptămână. Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii. Bonjurică. Da, numai probleme, numai necazuri. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunt și probleme. Nu ne potonim și, bineînțeles, nu ne mai facem bine. Asta este prima concluzie. Am adunat foarte multe nestemate cu români, special ce fac românii, asta este întrebarea. Și în primul rând avem știrea asta cu Vame și șpăgari de la Sculeni, care împărțeau banii primiți cu șeful Vămii. Noi inițial am crezut, Sergiu, că ei au fost cercetați pentru că nu împărțeau banii cu șeful Vămii. Dar ce să vezi? Iată. Ce să vezi? Răsturnare de situație spectaculoasă. Se pare că, da, când mergi la Sculeni, la pescheziții, primul loc în care cauți este în chiloți. Pentru că acolo ascundeau șpaga. Acolo s-a găsit șpaga, da. Inițial au crezut că e un stripper aflat în trecere. Da, dar era un polițist, era cu banii la chiloți. Da, nu. Nu, se pare că nu. Nu dansul, masa și felicitările au făcut parte din meniu. Și mai avem știrea asta, care astea sunt noi, cu doar 3 din 10 români consideră sigură apa de la robinet pentru ei și pentru familie și 46% dintre români cheltuie între 21 și 100 de lei pentru apă îmbuteliată și soluții alternative gen filtre. Ce părere ai despre restul, Sergiu? Crezi că preferă alcoolul? Probabil, cel mai probabil preferă alcoolul. Da. Bineînțeles că mai e și situația în care apa de la robinet e preferată atunci când curge, că mai sunt și momente în care da. Dar părerea mea că noi ca popor nu avem cum să avem încredere în ceva din care nu poți face sau cu care nu poți face șpriț. Da. Asta ar fi. Știu că te pasionează spațiul. Absolut, infinitul, da, îmi place să am spațiu. Infinitul universului, da. Și când spui infinitul universului, spui clar Dumitru Prunariu. Da. E foarte limpede. Singurul român care s-a dus exact acolo unde merg ceilalți români, doar cu satelitul și doar când se vorbește despre în intersecție. Deci spune că România pierde teren în cursa spațială, inclusiv în fața țărilor vecine. Suntem aproape pe ultimul loc în Europa. Da, eu zic că nu suntem chiar așa de departe, că avem mulți oameni pierduți în spațiu și noi avem rachete, dar le avem pe șosele. Da, și asta e. Bine, majoritatea românilor nu se bat acolo în cursa aia spațială, că ce să căutăm pe Luna? Ce să căutăm acolo. Că avem destule cratere și pe autostrăzi, n-are rost. Și oricum, românului nu-i place să meargă nicăieri dacă nu simte că e atmosfera. Trebuie să fie atmosferă. Și asta, mulți români preferă spațiu, pentru că se duc în spațiu, sau mulți bucureșteni, de când au apărut stâlpișorii, se duc în spațiu să găsească locuri de parcare libere. Dar singurul loc în care... Am înțeles că o să avem o veste cu, fii atent, femeile dace, care erau extrem de frumoase, dar periculoase, așa se pare, a scris în presă, apar în scene tulburătoare de pe columna lui Traian. E vorba de scena XXX. E o scenă foarte interpretată. Și au stârnit controverse pentru că ele au intrat în istorie pentru că spuneau... Da, erau femeile dace, nu? Da, și da. Li se zicea așa pentru că le ziceau: dar ce-i cu tine la ora asta? Cum se vine de la bătălie? Da. Dar ce mâncăm diseară? Iarăși brânză cu viezure? Da, da, da. Da, ele se spunea. Dar ce-i cu tine? Dace. N-am nimic.
Da. Avem și foarte multe, foarte multe vești despre vremea rea din Vama Veche. Ci că a fost devastată stațiunea. Da, ci că a făcut ravagii. Da. Așa. Și așa cred că în sfârșit putem spune că vama chiar nu mai e ce a fost. Sincer, nu arată mai rău decât după un weekend de 1 mai. Da, adică, da, 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 asta zic. Da, adică da. Așa arată ea, distrusă. Nu, nu văd nicio... Nu mai zic de fețele celor care sunt acolo dimineața. Dar să nu uităm, totuși, să nu uităm de târgurile de Crăciun, pentru că nu-i așa, vin sărbătorile. Așa. S-a deschis târgul de Crăciun de la Brașov. Participanții au fost avertizați de viceprimar să își lase mașinile în afara târgului. Bine, participanții la trafic și le lasă pe DN1. Pentru că acolo stau mașinile în drum spre Brașov. Și tot acolo le de vor la Comandic găsi la Brașov se poate parca liniștit, da, da, da. Chiar pe DN1. Și s-a mai deschis și înțeleg că trebuie să ții acum o cameră, nu? Sau? Da, trebuie să ții o cameră pentru mașină. Pentru mașină, dacă vii, da, în Brașov, da, da. Da, da. Și dacă nu, te duci la Sibiu, unde porția de sarmale costă 35 de lei. Și am înțeles că dacă ceri și smântânică și ardei iute, poți să faci credit? Da, poți, da? Poți să le iei pe, da, credit. Da, da. Da. Și mai vestea asta, dacă vreți să plecați luni de aici, s-ar putea să fie grevă la CFR Infrastructură. Infrastructura e ceva care nu se vede ca infraroșu la CFR. Am înțeles? Cam așa. Și am înțeles că, de fapt, asta e vestea, nu va fi nicio diferență. Nu se va schimba nimic. Și să știți că au venit minerii la CFR și au zis: n-am găsit, am fost la CFR și n-am găsit infrastructură. V-am pupat și ne vedem săptămâna viitoare cu vești extraordinare despre români și România. Morning Glory, Morning Glory, mi se mișcă dințișorii. Așa, bun, da, deci asta a fost... Da, mulțumim și noi, mulțumim. Așa, bun, deci am făcut tot ce a fost omenește posibil. Vremea e, nici nu se știe. Zi. Zi, am făcut una mie, ce? Una mie, una ție. Da. Una lui Popailie. Good morning, good morning, Morning Glory. Don't put the horn in the pillow. Hai că am obosit, frate, deci a fost greu. Ne-a dat greu. A fost greu. Dar am învins. Am fost la ProTV-ul, am făcut tot ce, tot ce era omenește posibil. Ce punem mă leșinătura asta de piesă? Ia termină. Așa, gata. Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli. Cele, știi? Până acum poate am fost puțin încordați, că ba, că poate nu ne iese, că... Dar ce n-a ieșit vreodată? Da. Am realizat eu brusc. Am stat, mă, Răzvane, știi cum îți povesteam eu de, de prietena aia mea, de era secretar literar la teatru din Târgoviște. Da. Și vis-a-vis de teatru, ci că e o cărciumă. Și după teatru toată lumea ajungea acolo și s-a dus ea acolo. Și a mai apărut și un mașinist. A venit un mașinist. Un mașinist. Așa, și a întrebat-o mașinistul: ia spuneți, domnișoară, ce se întâmplă? Nu prea sunt în apele mele. Și mașinistul se uită la ea așa și zice: da, iertați-mă, ați fost vreodată? Morning Glory, Morning Glory, rupe fâșul muncitorii. De asta zic, să nu, să nu ne îmbătăm așa. Da. Totuși. E vineri, e bine. Săptămâna viitoare avem un anunț important pentru donatorii de sânge. Foarte mișto. Ce înseamnă totuși un lobby de bună credință și un public, da, care te susține. Suntem foarte, foarte bucuroși, foarte mândri, dar așteptăm până marți, o să avem anunț important aici și pe urmă, peste încă o săptămână, pe 6 de Sfântul Nicolae, da, avem anunț în exclusivitate cu line-up-ul de la anul de la Electric Castle. Sunt foarte curios. Which is very nice, da. Very rockish, am înțeles. Noi nu știm nimic, chiar nu știm acum. Așa că ne bucurăm și abia așteptăm. Stăm cu minței și așteptăm. Da.
Dar, între timp, e agitație foarte mare. Lumea nu mai merge să se îmbete în centru vechi. Merge la Gaudeamus, la Târgu de Carte. Să bea cu intelectuali. Da, da, da. Să se îmbete cu... Da, cu... Da. Așa. Lectură. Lectură. Și, cultură. Cultură. Acum, un domn pe care eu nu-l cunosc personal, dar îl admir și îl citesc cu mare plăcere, se numește Mihai Ovănel. E critic literar, mă rog, istoric literar. Om de litere. Și zice: ieri am ajuns la Gaudeamus și am nimerit la standul editurii Amurg Sentimental, unde mi s-au oferit cu multă generozitate niște publicații, în speță revista Amurg Sentimental plus 3 suplimente poetice. Mihai, da, ar trebui să dăm legătura puțin în Dorohoi, da, să vedem cine este sărbătorit astăzi acolo, pentru că nu e așa, uneori viața ți arată că există și coincidențe foarte, foarte frumoase. Dar stai puțin să ajungem, cu să ajungem la, da, la finalul relatării domnului Mihai Ovănel. Bun, și un supliment poetic este dedicat în exclusivitate scriitoarei Mariana Popa din Brașov pentru împlinirea în anul acesta a 80 de ani de viață și a aportului adus, nu-i așa, prin publicarea cărților sale la îmbogățirea patrimoniului cultural național. Al doilea este dedicat în exclusivitate poetului Vasile Bardan pentru aniversarea celor 75 de ani împliniți anul acesta. Al treilea este dedicat în exclusivitate poetului Constantin Balaban București pentru aniversarea celor 44 de ani de viață împliniți anul acesta. Și scrie domnul Ionel: 80 de ani, ok, 75 de ani, ok, 44 de ani. Astfel, poetul Balaban scrie adânc. Și aici, stai să schimb totuși, deci, muzica. O seară ploioasă. Ce faci la noapte, doamnă, domnișoară? Acasă am o sticlă. Știi? La gheață. Da, da. Ca să am o sticlă la gheață. Sau poate o cafea, ca față în față să despicăm în patru viața mare. Nu mă sfida, privirea ta mă îngheață. Putem visa frumos întreaga vară, dar lasă-mă o noapte bună oară să-ți citesc în ochi întreaga viață. Bă, 44 de ani, hai. Băi, a durat ceva până a spus așa. Da, 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 da. Alții nici la 80 nu... La 80 nici nu mai speră. În fața ta un înger între oameni, îngenunchez acum ca ghiocelul. Cu sufletul în palmele convinse, minunea vieții mele, tu asameni taxiul care trece cu inelul. Nu mă lăsa cu brațele întinse, care rimează cu convinse. Da, okay. Palmele da, convinse. Da. Bă, da, versul ăsta, tu confunzi taxiul care trece cu inelul, e foarte misterios. Da. Foarte, foarte misterios. Îngenunchez acum ca ghiocelul. Așa e, dacă la 44 de ani îngenunchează ghiocelul... Părerea mea e că, știi, când ești ghiocel, așa te naști. Dar nu mai bine schimbăm noi vorba, nu? Așa, bun. Deci în concluzie, mai bine mergem noi în pădure. Morning glory, morning glory. Am făcut-o de 5 ori. Așa, bun. Și avem sărbătoritul zilei, da, astăzi în Dorohoi. Dăm legătura imediat acolo. Nu știu cum se numește corespondentul nostru, că de fiecare dată este altul. Alo? Alo, bună dimineața, Vladimir aici. Bună dimineața. Da, bună dimineața, Vladimir. București, se aude? Da, 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 se aude. Nu vă rețin foarte mult, avem astăzi o singură sărbătorită. Din păcate, asta este în ziua de 24 noiembrie, s-a născut o singură persoană. Astăzi îi urăm la mulți ani doamnei Sorina Irina Dorohoi, poliția Dorohoi. De la poliția Dorohoi? De la poliția Dorohoi, doamna Dorohoi, chiar din Dorohoi. Din oraș. Din oraș. Dacă și județul se numea Dorohoi, aveam atâtea sărbători. Imaginați-vă dacă și țara se numea Dorohoi. Puteam. Continentul, planeta.
fost la un pas să ne numim Republica Dorohoi. Vă mulțumesc foarte mult. Oi, 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 oi. Mă duc să... Oi, 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 oi. Pentru că de aici, aici s-a născut și muzica reggae în Dorohoi. Dar se pronunța oi, 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 oi. Da. Acesta a fost și corespondența din, din Dorohoi. Dar... hai de capul meu. Da. Dar acolo poți să zici că se bea în pas vioi. Da. E, e foarte important și, și asta. Băi, și noi nu am, cred că n-am dat meciul declarațiilor. Nu, nu. Nu l-am dat, nu? Nu. Vai de capul doamne, meu. Doamne, da. Păi, am greșit. Nu? Iertați-mă, am greșit. Iartă-mă, băieții, gata. Hai să vedem, mergem la meciul declarațiilor pe care îl puteți vota pe... Morning Glory prezintă meciul declarațiilor. Pe pagina noastră de Facebook, pe Instagram... Dan Nica și Marian Vanghelie, nume veche ale politicii din România. Dan Nica spune, obligația noastră este să avem aceste lucruri clarificate foarte clar. Ceea ce ne bagă un pic în ceață. Un pic. Marian Vanghelie, chiar dacă n-am 200 de chile, când mă apăs, mă apăs rău pe oricine. Da. Și să nu uităm totuși că mai avem... prieteni ai emisiunii care, da, nu-i așa, punctează în anumite momente ale vieții, cum este domnul nostru Mihai Radu, scriitor, și îi puteți căuta cărțile și să le citiți în weekend, dacă nu mergeți să vedeți piesa lui Afrim la Național, când se mai joacă. Când se mai joacă? Păi nu știu, când se mai joacă, zic. Nu știu. N-am întrebat când se mai joacă, am zis să o vedeți când se mai joacă. Păi eu cream că știi când se mai joacă. Păi nu știu când se mai joacă. Păi de ce nu știi? Păi de-aia am și întrebat când se mai joacă. A, ați întrebat? Fost așa... A, o, dacă știe cineva... O afirmație retorică. Hai să ne certăm acum la final de emisiune. Nu vă păruiți. Da. Și că zice domnul nostru Mihai Radu, să vedeți fază. M-am trezit azi, mi-am făcut cafeaua, zic, ia, hai să pun banii să lucreze pentru mine... Că după aia mă iau cu altele. Cum așa ne învață acel domn care vorbește doar despre el și banii lui. Da. Mic, simpatic, nu prea face mișcare. E, na, acum. Da. Ia banii de unde nu-s. Vă jur, peste tot am căutat. După vreo jumătate de oră am dat peste o bancnotă de 10 lei. Speriată, tremura toată. I-am zis, stai că nu-ți fac nimic, dar zi-mi unde-s ceilalți. Și a fugit cu alții. Să nu uităm, să nu uităm că în aceste momente foarte frumoase avem o datorie totuși față de glorioșii zilei de astăzi. Că n-am dat. Gloriosul zilei. Abia pe 28 decembrie se mai joacă, văd. Da. Rareș Bogdan, dar până la urmă un bărbat ce poate să poarte? Un stilou, niște butoni și un ceas. Că nu poate să poarte altceva. Nici lapi. S-a învățat de la doamna Dana. Șușete. Acestea sunt singurile bijuterii admise la un bărbat. Un bărbat, mă rog, normal. Apropo de normal, Marcel Ciolacu. România nu e pregătită pentru recunoașterea parteneriatului civil. Nu sunt obtuz, am prieteni care au relații cu un alt bărbat. N-am nimic cu... Da. Nu sunt rasist, dar... Dar... N-am nimic cu homosexualii, dar... Să stea la ei acasă. Păi exact asta, asta ar face parteneriatul civil. Să stea la ei acasă. Să stea la ei acasă și să aibă drepturi. În cazul în care unul pățește ceva, de exemplu... Și altul să poată celălalt, de da, ceva. Să, știi, păi e ca în cuplu, domnul Ciolacu. Da. Da, jenant. Oricum, nu e vorba doar de minorități sexuale... atunci când vorbim despre beneficiarii parteneriatului civil, sunt și ceilalți heterosexuali. Care, na. Da. Că și eu am un prieten bărbat care e prieten cu o femeie, dar nu sunt căsătoriți. Știți? Tot așa. Da. Exact cum aveți dumneavoastră, cu un prieten care are prieteni bărbați. Dar să nu uităm de domnul nostru Marcel Cioloș. Boloș. Doloș. Hai, care mai dă? Voloș. Da. Da. Ioloș. Doloș. Da. Coloș. Holoș. Coș. Da. Foloș.
Foloș. Foloș. Da, Foloș. Doamna Tina Foloș, nu? Așa. Despre denunțarea evazioniștilor. S-a înțeles greșit că ar fi vorba de turnători. Să vedeți cât de eficient este în Germania. Germania ne-a învățat multe moduri de eficiență atunci când vine vorba despre teroare. Mm-hmm. Deci n-aș lua-o chiar așa, neapărat, da, ca prim exemplu, chiar pe Germania. Dar, na, acum cine suntem noi să judecăm chiar chestiile ăștia? Nu? Da. Yeah. Băi, cred că a sosit momentul să cam încheiem emisiunea, să știi. Eu simt muntele? Că... A, nu stai că... Muntele nu vine, pleacă în weekend. Pleacă în team building. Building, nu ca noi, care rămânem aici ca proștii să dăm știrile de la 10. Nu vrei niște... să vedem mai devreme? Putem să vedem, deci, mai devreme. În genunchiem ca ghiocelul? În genunchiem ca ghiocelul, măi. Băi, hai că plecăm în team building. Hai să dăm și noi... Auzi, că ceas, buton și nimic altceva. O piesă. Apropo de ceea ce trebuie să poarte un bărbat. Ceas, buton și? Nimic altceva. Ah, da. Întrebarea este unde pui butonii. Ce piesă să dăm noi, mă mâncăi, mă? O piesă muzicală. Piesă muzicală, da, da, audio. O ești piesă muzicală, sunt eu la cap, știu. Ce n-am mai dat noi de mult? Sau ce n-am dat, dat de niciodată? De, de weekend așa? Băi, am dat Buggles până la urmă sau n-am dat? Știrile de la 10 sunt înregistrate. Știrile de la 10 sunt înregistrate. Nu sunt înregistrate, mă, de la 11, mă, hrubarule, mă. Bă, când o să descoperi tu Word-ul, o să fie revoluție în radio. Așa, am dat Buggles. Am dat Buggles? Am dat. Bine. O să ningă unde mergem noi. Ne luăm bocăcei. Parteneriatul civil se oferă la, se referă la partenerii de orice sex. Așa. Băi, hrubarule, noi stăm aici înconjurați de știri hamestiți care vor să prezinte în continuu, mă. Deci vremea e, nici nu se știe. Hai, în team building la chindie. Vremea e, nici nu se știe. A, nu. No. No. Am găsit păr în piftie, a scris cineva. Da. Dar nu no. E corect. Nu e chiar așa, nu. Băi, gata, haide că știu. Cea mai punk formație electro din toată România. Așa. Din, de la începutul și până în prezent. Are, tot sperăm să scoată odată piesa aia nouă și să vină să cânte aici, cum au promis. Dar, na, ai cu cine? N-ai cu cine. Deci, în concluzie, hai că le spunem la revedere și să ne mai lasem în pace. Nu ne uitați cu aia paste de euro, că na, ne e și nouă greu. Așa că vă spunem la revedere și abia așteptăm să vă spunem bună dimineața. Și Sergiu, și Mihai, și Lăzvi, Dragoș, Silvia și Rock FM, plus departamentul de publicitate de la Rock FM, care face o figură foarte frumoasă, pentru că iată, tinde spre 20 de minute în fiecare oră, deci pare că ceva merge bine aici, dacă, chiar dacă emisiunea este de neascultat. Așa, bun, deci în concluzie v-am pupat, să aveți grijă de voi, un weekend frumos, să petreceți bine, să mâncați bine, să vă mișcați, să vă hidratați, nu în ultimul rând, și să nu uitați că vremea e, nici nu se știe. Sunt smeriu, dar vreau să știe. Morning Glory, Morning Glory, ne zâmbesc instalatorii.